Te-ai întrebat cum arată orașul Burgas în 2024, plaja din Burgas, prețurile de aici, cel mai mare port, dar și cel mai mare lac din Bulgaria și până la final o să vezi dacă merită să vizitezi orașul Burgas. Și nu vine să cred că am ajuns până aici, o spun cu toată dezamăgirea. Așa cum spun, așa și este considerată Oradea Bulgariei. Insula Anastasia. Aici este portul. Aceasta este insula. Așa arată pistele de biciclete aici, peste 20 de kilometri, cum v-am spus mai devreme, de piste de bicicletă. Puteți să ajungeți oriunde în acest oraș cu bicicletă. Și într-adevăr susțin cele spuse de Corina, este cel mai frumos ponton pe care l-am văzut și eu la rândul meu. Hello, hello, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Să știți că astăzi începem vlogul din piața centrală de aici, din stațiunea Burgas. Și putem să spunem că acesta este primul obiectiv turistic. Piața centrală din Burgas, aici avem statuia, avem tribunalul, avem o alee pietonală foarte lungă ce se întinde pe câțiva kilometri. Aici suntem noi cazați, în centru, unde am plătit 320 de lei o noapte, un apartament cu două camere pentru 4 persoane. Și ne îndreptăm în această direcție pentru a vizita cel de-al doilea obiectiv turistic din Burgas și anume kilometrul zero al orașului. Și mai există aici o insulă foarte frumoasă, insula Sfânta Anastasia, cu plecări din portul Burgas. Am înțeles că este un vapor pus la dispoziție de către municipalitatea orașului, un vapor de 100 de persoane care are curse regulate, 2 sau 3 curse pe zi, vom vedea astăzi. Și aici în Burgas, pe 2 și 3 august, cei care vreți să veniți să vă petreceți vacanța aici, o să aveți parte de un festival de muzică și aceștia vor fi interpreții. Așa că o să vă bucurați de un spectacol aici, în Burgas, pe 2 și 3 august. Bucuria să unde este amplasată scena, cred că în zona asta. Da, 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 asta e cea mai mare piață și e posibil să fie aici. Să știți că mi-a fost dor de aceste standuri de ochelari, standuri pe care eu le vedeam de fiecare dată pe litoralul românesc. Nu le-am mai văzut, ce-i drept. Acum am văzut un stand și mi-am adus așa un pic aminte de vremurile de când eram eu mică. Și așa arată o zi de luni aici. Nu e weekend, este o zi de luni și mi se pare mai aglomerată decât ziua de ieri, care a fost duminică. Am ajuns la kilometru zero al stațiunii și avem aici un monument foarte frumos. Acesta este kilometrul zero din stațiunea Burgas. Suntem în buricul târgului. Exact, putem spune și asta. Avem aici o intersecție pietonală. La dreapta, la fel, avem străzi cu magazine și restaurante, dar noi o să o luăm înainte, pentru că drumul acesta duce până în port, dar noi nu știu cum să ajungem în port. Mergem întâi în port să vedem despre excursia pe insula Anastasia. Da? Păi atunci o să ținem această alee până în capăt, când o să dăm de șosea. Ce faci cu ori aici? Gata, ai dat drumul? Păi ce să fac? Încercăm să facem și noi o reclamă și de când tot încerc să găsesc momentul potrivit, nu am reușit, dar eu zic că ăsta este momentul potrivit. Suntem în parc, suntem în cel mai frumos parc de aici din Burgas și cred că este cadrul perfect pentru a vă prezenta aparatul Blendigo 3. Nu are nicio treabă cu aparatul Blendigo 2, deoarece a fost creat de la zero. Haideți să-l deschidem și să vedem ce avem în cutie. Cred că avem varianta pe gri. Avem varianta pe gri. Și voi găsiți mai multe nuanțe pe site-ul lor. Așa arată aparatul. Oh, dar arată mult mai bine acum, sincer acum. Da. Și e mai mare, nu? Da, este mult mai mare, capacitatea este mai mare. Materialul este unul sigur. Dar e și solid așa, mult mai solid, sincer. Exact. Și este cel mai puternic aparat wireless de pe piață. Are o autonomie de 25 de smoothie-uri la o singură încărcare și este waterproofing. Puneți apă, puneți detergent și se spală singur, dragilor. Haideți să-l și încercăm. O să punem afinele. Băgăm și câteva căpșuni luate de aici frumos din Bulgaria. N-am mai vrut să mai facem prin bucătărie, prin alea. Oricum, acest blender e portabil, îl luați cu voi peste tot, de asta vrem să vă arătăm că îl puteți folosi aici, în parc, pe bancă, nu e problemă. Cred că facem poftă că se uite lumea, să știi, la noi. Se uite lumea la noi? Da, cred că o să le facem poftă. Dar să și ia Blendigo, pentru că e, are un preț istoric de 199 de lei, dacă îți vine să crezi. Ia să vedem cum funcționează, că asta contează până la urmă. Și știți că noi nu facem reclamă lucrurilor care nu sunt în parametri. Dăm drumul? Dăm drumul.
Aici e ușor, silențios. Silențios? Nu speriem copilul când doarme? Da. Dar cu fără glumă și fără mișto. Noi am avut varianta 2 și chiar e bună varianta 2 și ne-am folosit de aia. Acum și voi puteți să vă folosiți de varianta 3, că e mult mai mișto, frate. Unde mai găsiți blender cu 200 de lei să facă chestia asta cu pe bune? Și acum că vine și căldura, l-avem și pe bebe, este potrivit pentru noi și se oprește singur. Se oprește singur. Și mai avem de 24 de ori să facem, nu? Da, le-am mărunțit. Cred că ai undeva la 500 de mililitri sau 550 de mililitri aici. Bun. Am 550. Da, ai nimerit. Am nimerit-o. Deci 0,5 litri de suc făcut natural. Mergeți în piață, luați repede pam-pam. Decât să beți alte băuturi care ne fac rău. Mai bine una, o băutură sănătoasă. Îi pun capacul și îl pun în rucsac și beau și mai târziu. Și am ajuns în punctul în care puteți să faceți stânga și să urmați această alee pentru a ajunge în parc, doar că noi, așa cum am zis mai devreme, o să mergem înainte pentru a ajunge în port. Dar până atunci avem ceasul de la kilometrul 0 și aici câteva zone unde putem să ne relaxăm, așa cum am zis și la început. Sunt interesante, văd că au forma unor scoici în dimensiuni foarte mari. Și o să vedeți, nu o să fie doar acestea, o să mai mergem un pic pe stradă și o să avem și alte exponate. Foarte interesant, în schimb, este și acest parc făcut așa, în stil maritim, cu foarte multe bărcuțe, bine, și băncuțe. Foarte bine îngrijit, este foarte frumos aici în centrul stațiunii. Aceste monumente, să zic așa, pe care le-a menționat Corina mai devreme, cu mozaic, foarte frumoase. Și cred că avem și ceva, un turn acolo în spate. Cred că se vede ceva. Dar o să întâlniți foarte multe parcuri frumoase, pentru că Burgas este un oraș verde. Și dacă vreți să aveți un sejur perfect, în așa fel încât să ieșiți, să vă plimbați, liniștiți, vă încurajăm să vă luați o cazare aici, în centrul vechi al orașului Burgas. În acest oraș o să găsim foarte multe elemente care ne duc gândul la pescar, la pescuit, pentru că acesta e cel mai mare centru de prelucrare a peșterii. Și aici avem vreo 3 balene, 4-5, 5 balene, care sunt pe post de bancă, deci e zonă de relaxare. E un lucru interesant, nu am mai văzut, și mozaicul ăsta colorat, e foarte frumos, ne place. Uitați coada balenei, ce balenă mare! Frumos, băncuță, la umbră. Aici e pui de balenă, ăsta e delfin. Nu, delfinul e acolo. Asta e puiul de balenă. Cea mai mare balenă e aici. Și mai avem o balenă. Nu, e delfin. Ce sunt, dragilor? Balenă sau delfin? Hai că Alexandru a agafat-o. Strada pe care noi am urmat-o se numește strada Alexandrovska. Și fix în capătul acestei alei pietonale este gara, dar și portul. O să mergem să vedem care sunt procedurile de îmbarcare pentru a ajunge pe insulă. Așa arată gara, cum a zis Corina, ce gară frumoasă au, îngrijită, foarte frumoasă. Și așa arată peronul, cum a zis Corina, din Burgas. Aceasta este gara aceea frumoasă pe care v-am arătat-o și pe afară. Un proiect finanțat din fonduri europene, vedem aici. Dar orașul ăsta chiar arată bine, adică e pus la punct din toate punctele de vedere, să zic așa. Transport public, poți te plimbi cu bicicleta, clădiri foarte frumoase, un oraș curat. Da, nu o să găsiți luxul de pe lume ca în stațiunile alea cu hoteluri, wow, pompoase. Grienuri, dar e un oraș. Oraș curat, frumos, modern și pentru tineret și nu numai. Imaginați-vă Oradea cu mare. Exact, pentru că oricum este considerată Oradea Bulgariei. Așa cum spun, așa și este, o să trebuiască să mergem la magazia numărul 1 ca să ne interesăm de biletele pentru transportul către insulă. Vă spuneam de transportul public, așa arată un autobuz aici. Dacă vreți să lăsați mașina, plătiți aici. 30 de minute, 0,50 leva, o oră, 1 leva. Avem și aici tarif, adică o oră costă 50 de cenți, 2 lei și ceva. Puteți plăti cu cardul, Visa, mașina o puteți lăsa aici. Dacă nu plătiți,
vi se va ridica mașina, sau la hotel, optați pentru un hotel cu parcare privată. Noi avem o parcare acolo în fața blocului. Ne ia cam mult, văzând acum că aici este un lev, de fapt nu, o oră un lev, noi am plătit 12 leva pe o zi întreagă. Tot așa. Da, tot așa. Chiar mai bine. 24 de ore trebuia să plătim 24 de leva. Bun. Și ca să înțelegeți de ce nu am ajuns încă la ghișeu, pentru că așa cum sunteți poziționați cu fața la gară, o să trebuie să faceți stânga și să mergeți un pic până la primul sens giratoriu și ulterior să faceți dreapta. E ceva de mers, cred că vreo 10 minute. Și un alt parc cu tematică. Fix ce ziceai? Da. Cu delfini, cu ancore, dar e normal, suntem la malul Mării Negre, marea noastră preferată. Sunt foarte multe locuri amenajate și foarte frumos că au făcut lucrul ăsta. Cu siguranță înainte aici erau boscheți, era paragină. Se simte așa vibe-ul ăsta de mare cum intri în parcul ăsta. Și așa este pentru că mai avem un pic și ajungem. Intrăm în port acum, cel mai mare port de aici din Bulgaria, portul din Burgas. Aici avem câteva informații, ca o hartă turistică. Yacht club, beach, uite, jucați fotbal pe plajă, puteți faceți fitness, aici este podul, pontonul respectiv, aici puteți jucați tenis pe plajă, volei pe plajă, puteți faceți windsurf cu placa frumos pe mare. Aici avem niște, o zonă amenajată pentru tenis. Aleile pentru biciclete, surf. Stațiunea asta e foarte mișto, se poate mândri cu cele mai mari chestii, cum ar fi cel mai mare port, cel mai mare lac. Lacul Burgas este cel mai mare lac din Bulgaria. Mai avem un lac care este roz. Da, reușim să venim la el? Să vedem. Deci un alt motiv pentru care puteți să veniți să vizitați Burgasul este și acesta, are cele mai mari și cele mai frumoase lacuri din Bulgaria. Așa că puteți să veniți și la mare, puteți să mergeți și la lac. Aici suntem în port, vedeți cum ar trebui să arate un port? Așa trebuie să arate un port. Nu miroase urât. Avem aici un hotel pe partea dreaptă, o cafenea și faleza. Faleza pe care o să parcurgem finit pentru că acolo trebuie să ajungem. Aici avem macaralele care încarcă și descarcă navele. Acestea nu sunt nave de pasageri. Dar poate noi am ajuns în momentul în care vaporul este plecat, cel de 10:30. Vedem acum. Uite așa arată insula Anastasia. Ah, ce mi-aș dori să ajungem și noi. Vaporaș mic aici se vede. Suntem înăuntru și încercăm să vedem dacă putem să luăm un vapor. Insula Anastasia. Aici este portul. Și aceasta este insula. Cam asta găsim pe insulă dacă o să reușim să ajungem. Și mai avem o machetă aici, dar nu știm unde se află locul ăsta. Cu canale navigabile. Nici că e Veneția. Portul, plaja. Un vapor aici. Și nu vine să cred că am ajuns până aici. O spun cu toată dezamăgirea din lume. Din păcate, cursele nu se țineau astăzi, pentru că nu sunt turiști sau nu știu care este motivul întocmai. Dar, ce credeți? Mâine se ține excursia către insulă. Și noi mâine nu o să mai fim aici, deci sunt dezamăgită până peste cap. Mâine când o să fim la noi acasă, în bucătărie, o să se țină. Da, și am venit până aici degeaba. Bine, măcar că am filmat macheta aia. Și o să vă punem niște imagini, le găsesc eu pe internet și o să vi le atașez aici. Păcat că noi voiam să mergem, să lansăm drona, să vă arătăm ceva frumos, dar măcar ne bucurăm că am descoperit lucrul ăsta și poate vouă vă este util. Aveți grijă, veniți din prima zi când ajungeți în Burga și întrebați, băi, când se ține, ca să nu veniți în ultima zi crezând că se ține zilnic. Pe internet arată că zilnic, dar acum, fiind început de sezon, da, poate programul suferă modificări. Așa e. Drumul pe care îl vedeți aici, pe care și noi l-am parcurs, puteți să-l parcurgeți cu mașina, nu pe jos neapărat. Aveți parcările aici, aveți un duty free,
Și așa cum a zis Alexandru, veniți cu o zi înainte ca să fiți sigur că se ține. Și ca să vă fie ușor în cazul în care veniți cu mașina sau nu numai, puteți să treceți pe GPS Magazia 1 și vă aduce fix aici. Și tariful nici nu era mare pentru o singură persoană, tariful era de 18 leva și pentru un grup mai mare 16 leva. Un grup mai mare de 20 de persoane. Da, exact. Da, era accesibil. Dar nu-i nimic, ne revenim în forță și mergem să străbatem parcul și cele ce ne-a mai rămas aici. Plaja. Și plaja, exact, în stațiunea Burgas. Așa arată pistele de biciclete aici, peste 20 de kilometri, cum v-am spus mai devreme, de piste de bicicletă. Puteți să ajungeți oriunde în acest oraș cu bicicletă. Și Corina vede pentru prima dată plaja din Burgas. Pe n-am mai apucat ieri. A plâns bebe și a trebuit să-l hrănesc. Și doar Alexandru a coborât și v-a arătat pontonul și plaja. O să coborăm un pic pe aici sau mai mergem? Coborăm pe aici, dar trebuie să iau și o bebeluș. Hai! Este foarte frumos, îmi place, chiar dacă plaja încă nu este amenajată pentru sezonul estival. Îmi place foarte mult oricum peisajul pe care îl văd, combinația asta de nisip, de apă, de munte. Noi oricum suntem familiarizați cu peisajele astea tocmai din Grecia și ne place. Da, e posibil ca niciodată să nu fie amenajată plaja asta, să știi? Adică așa să fie tot timpul, pentru că am înțeles că aici e plaja centrală a orașului și aici vin oamenii cu... Prosop, cu cățel, cu noi, purcel, nu? Cu... Da. Am înțeles. Îl vedem deja pe Aian cu briza noastră, exact, pentru prima dată la o lună și jumătate. Plaja aceasta este o plajă cu nisip fin, cum vă place vouă, ca de altfel aproape tot litoralul bulgăresc. Cum e și la nisipurile de aur, așa este. Deci tot nisip de aur e și aici. Plajă neamenajată. Plajă foarte frumoasă. Uite, acolo sunt umbreluțe. Se plimbă limba în gură. Tot cu cearceaf. Te pui la umbreluțe. Nu plătești. Să știi că îmi doresc să-mi faci o surpriză și să mă aduci în toiul verii aici. Pentru că mie îmi place foarte mult stațiunea asta. Îmi place plaja din stațiune. Îmi place faptul că este curată stațiunea. Îmi place atmosfera. Vibe-ul pe care mi-l dă. Și... siguranța, de ce nu? Pentru că am mai fost în alte orașe și nu era la fel de sigur. Dar chiar îmi place și vreau să-mi faci surpriza asta. Și din păcate n-am putut să vorbim pe ponton așa cum ne-am fi dorit, dar vrem să vă spunem acum câteva lucruri despre el. Este un ponton frumos, curat, mare, cu o super priveliște înspre faleză și nu numai. Este cel mai frumos ponton pe care l-am văzut, îl bate pe cel de la Mamaia. Și este interesant că are această parte unde poți să urci și la etaj, dar și zona unde poți să cobori și să ajungi la apă. Ca să fiu sincer cu voi, nu este una din cele mai curate sau cele mai frumoase plaje pe care le-am întâlnit până acum. Este o plajă acceptabilă din punctul meu de vedere. Nu trebuie să vii cu mari așteptări. Sunt unele porțiuni care par sălbatice pentru unii. Este un avantaj pentru că ei asta caută, plajă sălbatică, iar pentru alții poate fi o dezamăgire pentru că se așteaptă să fie cum sunt cele din nisipurile de aur, din Sunny Beach, din stațiunile consacrate de la Marul Mării ale bulgarilor. Acum depinde ce vă doriți, dar așa, overall, oraș, plajă, obiective, orașe care sunt apropiate, stațiuni, este o stațiune care merită din plin vizitată. Și într-adevăr susțin cele spuse de Corina, este cel mai frumos ponton pe care l-am văzut și eu la rândul meu. Este atracția orașului, dacă pot spune așa. Cu siguranță seara este splendid și foarte mulți turiști vin să-l viziteze. Și acum o să mergem spre cel mai frumos parc al orașului. Și acesta este parcul, cel mai frumos parc al orașului, Burgas. Acesta se întinde pe toată suprafața falezei. De aici pur și simplu ajungi la mare. Este un parc curat, îngrijit. Am văzut foarte multe statui aici. Am văzut multe locuri de relaxare. Am văzut amfiteatru. Am văzut o fântână arteziană chiar foarte frumoasă acolo. O să mergem imediat să vă arătăm. Și este o grădină botanică în aer liber, pentru că avem
și pancarde care ne arată ce copaci sunt aici, ce plante sunt. Acolo avem un copac, ca și atracție turistică, un copac care a fost mulț din rădăcini. Aici avem statui, statuile ce întruchipează pe poeților, pe oamenii de seamă ai locului. Puteți să vă pierdeți 40 de minute, o oră aici în acest parc. Acest parc este amplasat perfect aici pentru că în zilele toride de vară, în mijlocul lui august, când temperaturile sunt extrem de ridicate, este ca o gură de aer acest parc. Aici poți să vii, să stai puțin la umbră, să îți tragi sufletul, să bei ceva, în continuare statui, să bei ceva și după aceea să te întorci din nou pe plajă. Iar aceasta este fântâna parcului și în partea stângă avem faleza și marea. Oamenii stau aici, se relaxează, citesc o carte, discută. Este foarte frumos, o atmosferă relaxantă. Nu aveți cum să nu vizitați acest parc atunci când veniți aici în Burgas. Iar aici avem amfiteatrul de care vă spuneam. Și aici se țin numeroase spectacole pe tot parcursul sezonului estival. Municipalitatea orașului a amenajat acest loc care găzduiește numeroase spectacole în fiecare vară. Și după căderea Imperiului Roman, menirea orașului s-a schimbat devenind un oraș de pescari. Orașul este dispus pe 4 terase, fiind înconjurat de 2 lacuri mari, și anume lacul Atanasovsko și lacul Burgasko. În evul mediu, orașul s-a dezvoltat vertiginos, fiind un important centru industrial. În secolul al XVIII-lea, Burgas era cel mai mare port de pe coasta sudică a Mării Negre, iar începând cu secolul al XX-lea, aici funcționa cea mai mare rafinărie de petrol din întreaga Bulgarie. Centrul orașului este plăcut, cu bulevarde și clădiri vechi, care oferă un farmec aparte orașului. O luăm din nou la pas pe aici, pe străzile din Burgas, mergem înspre centru, acolo unde, cum îmi place mie să zic, o să mergem să devorăm ceva bun de aici, de la ei. Pe lângă masa pe care o să o savurăm imediat, avem un alt obiectiv, tot aici în centru, dar mai bine zic să ajungem acolo și să vă spunem povestea obiectivului de la fața locului. Exact. Și aici avem niște prețuri. Uite, burgerii. Ia, asta este bine arată. Leva, da? Crispy, cartofi, pachetele de primăvară, da, salatele astea sunt geniale, dar n-avem timp. Fructe de mare, la fel tot salată cu famsie din asta, cu usturoi. Bine prăjită tot, da, humus. Foarte bine arată. Da, și prețurile sunt fructe în de mare. Leva. Jumătatea lor în euro. Ia uite, midi. Ce prezentare! Prezentare arată foarte bine mișto. Meniul. Dar și restaurantul arată foarte bine. Și am ajuns la ultimul obiectiv de pe listă. În spatele meu este un gramofon. O să mergem pentru că avem și o legendă. Dar ce mare, are 2, 3, 4, 5 metri. Mișcă. Și nu aveți cum să-l ratați. E fix pe aleea principală. Și acum se spune că dacă vorbi de această manivelă și asculti sunetul pe care îl scoate, o să auzi numele persoanei care te iubește. Așa era? Legenda? Da, da, da. Încerc? Ia. În care direcție? Nu știu, încearcă în ambele direcții. Și îți put up din fântână? Păi e că uite aici e ca o fântână. Aia e, din păcate nu se mai aude. Adică nu mai bine. 2, 2, 2, 2, 2. Nu. Nimic. Dar este, este frumos. Poți să arunci un bănuț aici să spui o dolință ca la Veneția. Da, văd că lumea deja face asta. Poți să arunci cine un bănuț să ne punem o dolință. Iar aceasta este o altă străduță pietonală foarte frumoasă, unde se intersectează cu kilometru zero al orașului Burgas.
Ați văzut gramofonul, care din păcate n-a scos niciun sunet. Aici avem această fântână foarte frumoasă și peste tot în Burgas o să găsiți astfel de locuri frumos amenajate, părculețe frumos amenajate, obiective turistice la tot pasul, o grămadă de muzee găsiți. Noi nu am stat să vizităm astăzi muzee. O grămadă de restaurante cu prețuri foarte bune. Și aici avem prețuri la sandvișuri. Tot așa, pește. Fish Express se numește. Avem aici niște supe. Da, da, da. Baclava avem și aici. Ca în Turcia, uite, și bere. Și 5, 6, 5, 5. Și gata. Bebeluș. Așa arată bebelușul lui Alexandru. Așa arată al meu micuțu. Cât ai dat pe ceaurma? 6,50 leva. 6,50 leva și 5 leva pentru cea mică. Mult, mică. Da. Și de aici ne-am cumpărat ceaurma. Nu e rea. E bună. Cum e? Da, chiar. Foarte bună e carne. Am gustat doar carne momentan. E bună. Da? Mușcă așa, cu mușcă. Poftă, nu? Mușcă cu poftă, ca să ne spui cum este. Oh, îmi faci poftă. Foarte bun. Lipia asta e bună, că e prăjită bine așa. Da. Cu ulei ceva. Mi-a plăcut cum a făcut-o. Da, o prăjită înainte. E bună. Foarte bună e. Ce note îi dai? 10 îi dau. 10? Oho, abia aștept atunci să încerc și eu. Și dacă tot ne-a prins noaptea și noi ne-am atins obiectivele pentru ziua de astăzi, vreau să vă spun că o să încheiem vlogul și nu uitați, sunt Corina, în spatele camerei este Alexandru și împreună suntem Doi Hunani și ne găsiți pe YouTube, Instagram și TikTok. V-am pupat, pe data viitoare!